Cum construim mediatoarea unui segment? În primul rând ce înseamnă mediatoarea unui segment. Medi mediatoarea este dreapta perpendiculară pe segmentul să prin mijlocul acestuia. Așa că dacă vrem să construim mediatoarea unui segment, o metodă ar fi să măsurăm segmentul, să vedem care este mijlocul său și prin acel mijloc să construim cu ajutorul echerului. Nu? O perpendiculară. Deci, acesta ar fi primul mod de a construi mediatoarea cu echerul și cu rigla gradată. Hai să luăm un echer, care, după cum vedeți, are pe una din laturi și o riglă gradată. Aceasta o vom folosi pentru a măsura segmentul AB, ca să vedem unde este mijlocul său. Așa că voi poziționa echerul exact pe segmentul AB gradația 0, observați că am pus aici peste punctul A și acum ne uităm la punctul B, are 7,2 cm segmentul nostru. Dacă împărțim 7,2 la 2, obținem 3,6. Deci la gradația de 3,6 am să pun un semn aici, aici este mijlocul segmentului. Și acum să vedem cum vom construi o perpendiculară pe segmentul AB dusă prin acest mijloc. Pentru asta vom folosi echerul și anume, va trebui să poziționăm echerul în așa fel încât o catetă să se sprijine pe segmentul nostru iar vârful unghiului drept să fie chiar aici în mijloc, așa că poziționăm echerul în acest fel. Vă reamintesc că la echer Laturile care formează unghiul drept, aceste două laturi, am zis că le vom numi catete. Și atunci când vrem să construim perpendiculara într-un punct pe o dreaptă, poziționăm echerul în așa fel încât vârful unghiului drept să fie în punct, iar o catetă să se, se sprijine pe dreapta noastră. Cealaltă catetă va fi, de fapt, perpendiculara pe care vrem noi să o construim. Și atunci vom construi perpendiculara aceasta, care este, de fapt, mediatoarea segmentului. Acum această perpendiculară fiind dreaptă, fiind infinită, evident că o putem prelungi, așa că voi muta echerul și în prelungirea ei vom construi în continuare dreapta care reprezintă mediatoarea acestui segment. Mediatoarea, așa cum am zis în definiție, are proprietatea că este perpendiculară pe segment, deci avem unghiuri de 90 de grade aici, și de asemenea trece prin mijlocul segmentului. Deci, aceste două segmente sunt congruente dacă acesta ar fi mijlocul segmentului. Bun. Și o altă modalitate de a construi mediatoarea unui segment este cu ajutorul compasului. Așa că vom lua un compas și îl vom poziționa. În așa fel încât vârful ascuțit al compasului să fie într-unul din capetele segmentului, de exemplu în punctul A, iar celălalt creionul să fie în punctul B. Adică, de fapt, ceea ce vom face, vom lua distanța AB în compas și cu această distanță în compas vom trasa un arc de cerc. Apoi, luăm compasul și îl mutăm cu vârful în B și vom face același lucru, adică vom trasa tot așa un arc de cerc. Iar cele două arce de cerc, după cum se observă, se întâlnesc în două puncte. Acum, dacă noi unim cele două puncte, dreapta obținută va fi, de fapt, mediatoarea segmentului AB. Ea va fi perpendicular atunci pe segmentul AB și trece prin mijlocul segmentului, adică se formează aici două segmente concluente. Și acestea au fost cele două moduri de a construi o mediatoare.